Benzar, centrarea lui Benzar, primă ocazie importantă, luptare capa lui Tănase, este respinsă de Plamen Iliev. Excelent a apărut Tănase pe colțul scurt. Oaspeții trebuiau să conducă cu 1-0, este o ocazie mare, mare de tot, pe care nu ai voie să o ratezi. În fapt, Tănase a dat pe lângă minge, aici se vede că este limitat ca vârf de careu, a dat pe lângă minge. Nu respinge grozav, Nedelcu, șutul lui Junior. Pătrundere, centrare respinsă din plonjon de Bălaș. Șut frumos din întoarcere, excelentă execuție a lui Balaur. Nu, este Moise. Romario Moise, omul care a dat primul său gol în Liga 1 împotriva celor de la FCSB. Au început în țarii. Ișvan Kovac a ieșit la margine pentru... Deci respinsă de Lulacu, face foarte multă treabă în defensivă. Pasă excelentă a lui Benzar în spatele lui Lulacu. A urcat Ovidiu Popescu. Ovidiu Popescu, centrare în forță. Cred că mai degrabă a vrut să-l determine pe Iliev să greșească. Probabilează spre Roșu, care greșește. FCSB are superioritate numerică în flancul drept. Man. El este Coman, centrarea lui Man este respinsă de Moise, nu foarte departe. Vine șutul, excelent, a lui Nedel. Un șut care trece la o palmă de bar. Nedelcu a împlinit 21 de ani, pare însă în continuare foarte, foarte fragil, foarte subțire. Excelent, reușește să recupereze Popescu, o șansă pentru Tănase, care este în duel cu Bejan. Coman n-ajunge cum trebuie la minge, nu reușește nici Man să recupereze. Oaspeții rosesc șansa unei acțiuni bune. Sunt acum pe Buș într-un 3 contra 4 al Astrei, cu Balaur respingând în dreapta, Lulacu în stânga. Mingea ajunge la fostul golgheter al celor de la Gazmetan Mediaș, care încearcă să-și facă un... Bună centrarea! Bună centrarea, din nou Iliev nu s-a poziționat cum trebuie, dar Nedelcu nu a reușit să dea mingea. Destul de periculoasă echipa oaspete la fazele fixe. Mare greșeală a lui Moraiș, care dă pe lângă minge, își lasă flancul descoperit și Păr Grădean salvează la o acțiune de contraatac superbă a Astrei. Centrarea lui Balaure. Potriva FCSB-ului. Dacă pe ce se înscrie unul dintre golurile spectaculoase, atenție! Lovitură de cap și gol pentru Astra! Marchează Lulacu! 1-0, minutul 43. Revenit în România, albanezul își regăsește pofta de gol. Sărbătoriu zile de muie, Junior Moraiș, cel care greșește, era marcat om la om, iată cum pleacă de lângă el Lulacu, inadmisibil ce face Junior Moraiș, care, încă o dată o spun, a avut un campionat precedent modest și totuși, în acest moment, este titular în fața sârbului Marco Momcilovici. Bucurie enormă a lui Măldărășanu, un gol venit perfect, era aplauzele patronului. Probabil că îl încântă Moluțan, un mare talent, unul dintre puținii jucători din campionatul nostru care știu să dribleze.
Firesc a fost înlocuit Coman. Florinel Coman a jucat modest. Celălalt jucător înlocuit, Nedel. Urcă Felipe Teixeira în tripleta. Nu este tocmai un jucător potrivit pentru a evolua cu spatele la poartă și vine contraatacul. Balaure pentru Buș! Ratează neverosibil. S-ar putea să fie un moment care să-i coste pe cei de la asta. L-am văzut pe Laurențiu Buș de multe ori ratând din asemenea poziții. A încercat să-l dribleze pe Bălgrădean, dar a intrat în unghi. A compromis fața. Excelentă pasa lui Moruțan. Să vedem cu... Din nou Ceaca și asumă responsabilități, scoate din joc doi adversari. Popescu. Moruțan, foarte bine, Moruțan! Pătrunderea lui Moruțan! Super acție! Probabil că evoluția lui din această rapidă secundă îl convinge pe Dică de faptul că Moruțan trebuie să înceapă în primul 11. Numai de văzut cât fizic are și cât de des va putea să joace. Schimbare care se face și la Astra, intră Piceanu. Ușă pe cele două părți. Întâlpă Junior Morai și reușit centrare. Repunere din 6 metri. Minge pe care a atacat-o destul de bine Tănase. În sfârșit o centrare de calitate. Poziția sale de astăzi. Ceaca este lovit serios, prieteni.